Poporul român, născut creștin, cu o istorie multimilenară, rezultat al contopirii dintre daci și romani, și-a durat existența în spațiul străjuit de munții Carpați, fluviul Dunăre și Marea Neagră. România, țară mijlocie, este un factor militar important din punct de vedere geopolitic și geostrategic pentru peninsula balcanică și Europa. Permanența românilor a fost plămădită cu brațe deprinse să clădească într-o dăinuire. La nevoie și din nefericire nevoile au fost multe și prea dese, țăranul a lăsat plugul, din coasă și-a făcut suliță și a devenit ostaș. Dorința lui de pace nu l-a împiedicat să se apere cu eroism și să învingă numele dreptului de a exista, după cum observa ilustru cărturar Nicolae Iorga, care constata în același timp că românii n-au avut un cuvânt anume pentru a defini starea de agresiune. N-am avut nici cronicari ori rapsozi care să elogieze războiul și expansiunea. Primul document iconografic medieval care se referă la oastea română este opera unui artist străin, miniaturistul Cronicii pictate de la Viena. El redă momentul în care armata lui Carol Robert d'Anjou este înfrântă la locul numit Posada, în toamna anului 1330. Oastea de țară a lui Basarab I, îmbrăcată în sumane și cojoace, având căciuli în loc de coifuri, aruncă bolovan și dărâmă copaci asupra năvălitorilor și îi învinge. Ateneul român adăpostește azi, împreună cu ecoul adânc al armoniilor marelui compozitor George Enescu, monumentala fresca istoriei poporului român, pictată de Costin Petrescu. Decebal și Traian, nașterea poporului român, năvălirile barbare, Gelu, Glad, Menumorut, Basarab I, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu, Alexandru Ioan Cuza, 1877-1878, bătăliile pentru independență, 1916-1917-1918, luptele crâncene pentru reîntregirea țării, pentru apărarea neamului și credinței strămoșești. Fresca eroică amintește de luptele getodacilor, de apărarea teritoriului strămoșesc împotriva șciților, prima mare rezistență în fața unei expansiuni străine. Am rezistat apoi expansiunii perșilor lui Darius, a macedonenilor lui Lisimach.
Columna Traiană din Forumul de la Roma păstrează de 2000 de ani în reliefurile sale măreția unei înfruntări între titani, Traian și Decebal. Dacii. 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 Dacii, cum spune Herodot, sunt cei mai viteși și mai drepți dintre traci. Războaiele dintre daci și romani au însemnat sâmburile unei geneze, nașterea poporului român. Fresca eroică a istoriei poporului român ne amintește că peste noi au venit năvălirile barbare. Goții, hunii, gepizii, avarii, slavii, bulgarii, longobarzii, pecenegii, cumanii, tătarii, dar noi am rămas. Chipurile primilor voievozi ai formațiunilor statale române. Gelu, voievod al Transilvaniei. Glad, voievod al Banatului. Menumorut, voievod al Bihorului. Mircea cel Bătrân. Înțelepciunea cu chip de voievod sub bolțile adevărului suprem. Încrederea în forțele binelui s-a strâns în ființa celui care a făcut să vibreze la unison oameni și codri. Însuși domnitorul, cu un gest simplu, arată parcă spre oșteanul pe umerii căruia a stat dintotdeauna apărarea țării.